Dragii mei, bună seara și bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Arena Sportivă. Alături de mine în această seară, în platoul Sălăjanul TV, două personalități ale sportului românesc, ale sportului sălăjan, două campioane ale handbalului feminin, două persoane care au scris istorie de-a lungul anilor, atât pentru România, atât la nivel național, cât și internațional. Le am alături de mine pe Ana Maria Șomoi. Bună seara, Ana! Bună seara! Și Valeria Motogna. Bună seara! Bună seara! Și cum am spus, două jucătoare cu care handbalul feminin românesc s-a mândrit și cred că se mândrește în continuare, chiar dacă în 2014 a spus punct carierei. Scopul nostru sau subiectul principal al emisiunii este practic ceea ce v-ați gândit voi în urmă cu puțin timp să demarați, acel proiect privind o școală, dacă nu greșesc, a spune o școală de handbal. V-aș lăsa pe voi să ne spuneți despre ce este vorba. Vali, aș începe cu tine. Da, este un proiect mai vechi de-al meu. Am ajuns și la punctul în care am dat drumul, după o perioadă de mai lungă de timp în care am făcut actele necesare, în care a fost pregătirea noastră, pur și simplu, pentru acest proiect, care se bazează mai mult pe nivelul de mini-handball. Am început cu copii născuți în 2007 și mai mici. Structura antrenamentelor noastre se bazează pe o broșură scoasă de EHF, o broșură despre mini-handball și tradusă la noi în România de domnul Alexandru Axinte, care este și lector EHF. Ana, cum spunea Vali, cu ea am mai discutat despre acest subiect, îmi spunea de intenția ei și în emisiunile anterioare, ai decis să te alături fostei tale colege. Da, a venit într-o zi și mă întreabă, nu vrei să facem o chestie frumoasă împreună? Eu, având în vedere că m-am reprofilat total, deci n-am nicio treabă handbalul cu asistentă medicală, am zis, haide, nu știu dacă o să pot veni și ce o să fac, dar o să încerc. Și chiar îmi face plăcere și mă bucur că am acceptat să mă alături Valeriei. Oricum, experiența voastră pe care o deții atât tu cât și Vali, cred că este oarecum decisivă în ceea ce faceți astăzi. Bineînțeles că chiar aveam o vorbă. Mă gândeam că o să joc handbal până la adânci bătrânețe, chiar dacă nu o să fiu plătită, dar atât de mult mi-a plăcut. Și mai și fetiței mele îi place foarte mult handbal și atunci a fost o decizie care nu aveam cum să o iau, să nu o iau. Vali, sigur că în acest moment vorbim despre începuturi. Începuturi ale proiectului vostru. Cum au răspuns copiii? Vin copiii în număr destul de mare, vă întreb, pentru că la nivel de municipiu este totuși destul de greu să atragi copiii. Vorbesc să atragi copiii la modul general spre sport, nu neapărat spre handbal sau mini-handbal, ceea ce faceți voi. Surprinzător, da. Am vorbit și cu alte personalități în alte orașe care și-au deschis tot în același timp cu noi, să zic, școli de handbal, spre deosebire de ele care au avut 5-6 copii. La primele antrenamente sau la București, am vorbit cu domnul Birtalan și a zis că el a avut 6 copii la primul antrenament, noi am avut 20. La primele antrenamente am avut chiar 20 de copii și vrem să mulțumim părinților care au încredere în noi și care aduc copiii, care investesc în viitorul copiilor, chiar dacă poate nu vor ajunge niște sportivi de performanță. S-ar putea să ajungă, s-ar putea să nu ajungă, dar este o investiție în modul de educare a copilului. Prin sport își formează un caracter, prin sport îl scoatem afară de la laptop, de la telefoanele mobile, se dezvoltă foarte bine fizic și psihic și este o creștere armonioasă a lui. Ana, cum ți se pare ție impactul copiilor, practic, cu ceea ce doriți voi să puneți, sau la ceea ce doriți voi să puneți bazele? Deci, copiii sunt fenomenali, sunt dispuși să facă, n-am văzut atâta energie și atâta plăcere și atâta dorință și având în vedere că, deci s-a ajuns ca părinții să-i pedepsească, să le spună, nu vă las la antrenament dacă nu sunteți copii cu mine. Și atunci, în momentul ăla, copilul deja... Gata, e cu minte. Deci le face mare plăcere, ceea ce este minunat pentru noi. Este un moment de început, exact cum am spus. Tocmai de aceea aș vrea să ne spui, Vali, cum și unde se desfășoară antrenamentele. Antrenamentele se desfășoară marțea și joia, de la ora 6 fără un sfert, la sala Avramiancu. Deocamdată suntem la 2 ore pe săptămână.
În viitor ne gândim să creștem, mai ales pentru că sunt diferențe între copii, între vârste. O să facem o rupere, ca să zic așa, o să facem grupe pe ani, fiindcă pe ani. O să mergem cu anii care sunt mai mari, să mergem pe 3 antrenamente pe săptămână, iar cu cei mici rămânem la 2 antrenamente pe săptămână. Dar asta în timp, așa cum suntem la început, vom vedea, deocamdată avem un schelet al echipei format, sunt copii care vin consecvenți, sunt prezenți la fiecare antrenament și pe baza acelui schelet vom decide cum vom continua. La nivel de municipiu, handbalul feminin are tradiție. La voi există o selecție mixtă, adică vorbim și despre băieți care vin să intre în acest proiect? Da. Primim și băieți. Așa cum am zis, noi deocamdată nu mergem spre performanță. Suntem la sport de masă, cu o specializare handbal. În timp vom vedea dacă vom urca sau nu spre performanță. Asta depinde de câți copii o să avem, câți își vor dori să meargă spre înalta performanță. După aia trebuie să schimbăm un pic structura antrenamentelor, care va trebui să se facă zilnic, pentru că nu o să poți să mergi într-o competiție cu 2 antrenamente pe săptămână. Dar asta necesită timp, necesită răbdare, atât din partea părinților, a copiilor și a noastră. Te-ai gândit, ca și perspectivă, te-ai gândit la un anumit număr de ani până să ajungeți să intrați într-o competiție oficială? Dacă totul decurge bine și va fi așa cum am gândit-o și cum am gândit-o. Sper că în 3 ani de zile să ajungem într-o competiție oficială, dar aici vom avea nevoie de o susținere financiară. Acum o să vedem dacă o să ne găsim un sponsor, dacă o să găsim sprijin la autoritățile locale sau o să mergem doar pe finanțare din partea părinților. Vali, tu ai lucrat și la un club de stat, acum vorbim de un club privat, o școală privată. Cum ți se par cele două ramuri, cele două părți, ca și asemănare, ca și diferență? Păi, sunt total diferite, pentru că aici este clubul, este copilul nostru, începem de jos, îl creștem noi așa cum ne dorim, eu zic că pe un alt sistem. Unde am lucrat acum un an de zile, din păcate s-a rămas același sistem de acum 20 de ani de zile. Pe sistemul de antrenamente de acum 20 de ani de zile a mers în cap. Nu avem nicio creștere, după ce se vede când ne uităm în spate, ceea ce avem crescut pe același sistem de antrenamente, din păcate nu mai avem rezultate. Și atunci eu consider că ar trebui un pic schimbat sistemul. Acum, dacă vom reuși sau nu, timpul ne va da sau nu dreptate. Ana, cum ți se par copiii? Practic, aș vrea să te întreb care ar fi calitățile necesare pe care trebuie să le aibă un copil. Vorbim de 4, de 5 ani, de 6 ani, chiar 7 ani mai mult. Care ar fi calitățile pe care ar trebui să le aibă, indiferent că vorbim de un copil sau de o fată sau de un băiat în momentul în care intră într-o sală de handbal? În primul rând, plăcerea și de a veni, de a face sport și să fie dispus la a face efort. Că sunt prea puțini copii care sunt leneși, de lăsători, dar copiii care vin la noi sunt foarte ageri, sunt foarte deștepți, vor să facă foarte multe lucruri într-un timp foarte scurt, de multe ori ne luptăm cu ei, nu avem timp, dar vrem, ar sta câte 3-4 ore în sală. Deci sunt foarte frumoși și foarte mișto. De multe ori la final de antrenament, gata, da. Am terminat deja. Dar ei se leșinați. Am terminat deja. Și mai este, sunt vreo 2 din ăștia mai mici, 3-4 ani, fenomenal, a făcut flotări. Vreau să vă zic că eu nu pot să fac flotări cum fac ei și ne spuneau, vrem să facem flotări, dar nu facem flotări acum. Noi vrem să facem, trebuie să-i lăsăm să facă. Deci, astea sunt nativ. Nativ și da, și le face plăcere. De copii ambițioși totuși, dacă am spunea Ana da, Maria. Sunt nativ și este păcat să se piardă nativul, pentru că foarte puțini au nativ. De multe ori trebuie să muncești, cum zice Ana, trebuie să muncești multe antrenamente ca să poți să faci o flotare corect. Și vin care o fac corect din prima. Sau poate nici nu știau cum, ce e aia flotare după denumire, dar știau să o facă.
Vali, handbalul v-a oferit mult, atât ție cât și Anei, de-a lungul anilor. Este oarecum un fel de recompensă ceea ce doriți voi să faceți în acest moment? Oarecum să dați handbalul înapoi? Vorbesc la aceste elemente pe care le creșteți începând de câteva săptămâni, de câteva luni? Da, handbalul ne-a dat foarte mult pe toate planurile și este o recompensă. Acest club nu l-am făcut să mă îmbogățesc eu cu Ana sau dacă tragem o linie la final de lună pe cheltuieli și pe ce aducem la club, credeți-mă că nu se rămâne cu aproape nimica. Asta. Nu ne-am făcut să ne îmbogățim, așa cum este să dăm ceva înapoi din ceea ce am învățat noi în 23 de ani de experiență pe teren, de la nivel de junioare și performanțele care le-am făcut, acumulez mult mai mult decât dacă ai face 5 sau 6 facultăți. Asta este părerea mea. Și atunci, da, este un mod în care de a întoarce înapoi ceea ce mi s-a dat nouă. Ana, te simți oarecum împlinită, cum o întrebam și pe Vali, faptul că ai posibilitatea, începând de câteva luni, de câteva săptămâni, să dai handbalului înapoi ceea ce ți-a oferit? Da, mă simt împlinită că am revenit la prima dragoste, că este prima dragoste, și că pot să fac și cealaltă, că și noua meserie este o dragoste, că îmi place foarte mult. Și atunci am noroc că pot să ajut și din punctul de vedere medical, să fiu alături de copii, să-i ajut, că contează foarte mult să fii lângă ei și părinții să fie liniștiți și din punctul ăsta de vedere că noi o să fim alături de copii și îi ajutăm cu tot ce putem să stea liniștiți din punctul ăsta de vedere și sper să le pot transmite cât de mult din voința și plăcerea mea de a juca. Că... Cu Vali am mai discutat în emisiunile anterioare, aș vrea puțin să discutăm despre ceea ce înseamnă cariera ta. Aș vrea mai mult pentru a înțelege părinții ceea ce au în față copiilor în momentul în care intră în sala de sport, pentru a înțelege că au în față două campioane, două handbaliste care au făcut performanță la nivel național și internațional, cum spuneam. Aș vrea să începem cu perioada în care ai debutat, practic, în handbal la liceul cu program sportiv Piatra Neamț. Piatra Neamț, dacă nu greșesc. Da. Din Piatra Neamț la Zalău. Puțin... Nu știu, soarta. Cred că și soarta. În perioada aceea s-a înființat clubul de handbal băieți Fibrex, Nylon, Săvinești. Atunci a luat amploare. Și, din păcate, noi, echipa de fete, ne-au desființat. Și am venit la pachet, eu cu Tereza Tamaș. Luase-i, dacă nu greșesc, o medalie de bronz. De bronz, da. Am jucat în cupe, da. Și, dintr-o dată, gata. Și atunci, soarta ne-a adus... la pachet, 3-1, cum ar veni, și am ajuns la Zalău, unde am găsit o echipă unde m-am integrat foarte repede și unde am făcut performanță, într-adevăr. Am găsit un nucleu foarte frumos. Dacă ar fi să caracterizăm puțin în câteva cuvinte perioada de la Zalău, sigur, cum spuneai, cea mai frumoasă din carieră, mă gândesc. Da. Cea mai frumoasă și... nu știu ce să zic... Atunci am avut cele mai frumoase rezultate și ca și echipă, ca și nucleu, am fost, cred că, unul din cel mai puternic din țară. Ca și fete, ca și colege, mă refer. Deci am fost o colegialitate foarte plăcută și sper sincer ca și pe copii să-i învățăm ce înseamnă colegialitatea, prietenia și să fie prieteni. Pentru că este sport de echipă, nu este individual și trebuie să fie prieteni și să se ajute între ei. Dacă nu greșesc, în 2005 ani ai plecat în Ungaria, la Eto Odjor. Da, o perioadă foarte plăcută și sper din amintirile mele, din ce mi-aduc aminte, să reușesc să împărtășesc copiilor respectul. În primul rând, respect, indiferent cu cine stai de povești, respectul este cel mai important și să lași loc de bună ziua, oriunde te-ai duce. Și plăcerea, plăcerea de a juca. Dacă vrei să faci ceva, plăcere. A fost oarecum, vorbim de vârf, nu neapărat de palmares, a fost oarecum vârful carierei perioada petrecută în Ungaria? Da, că atunci când am plecat 2005-2000, atunci am ieșit și vicecampioane mondiale. Da, atunci acolo, în perioada aia a fost 2005-2006, da. Ai revenit la Zalău în 2007, oarecum un moment de cumpănă, pentru că spuneai că în același timp te-ai gândit să te retragi. Am avut probleme foarte mari cu genunchiul și am zis că mă retrag. Chiar o lună de zile m-am retras. Și până la urmă am discutat cu cei de la Gheor și le-am zis că vreau să continui, ca să poată să-mi dea dezlegare, să pot să continui să joc.
pentru că echipa de la Zalău era într-o cumpănă, un impas și n-am putut să nu vin să ajut cât am putut în momentul ăla. Ultima finală, dacă nu greșesc, finală europeană, ați jucat-o practic împreună, ați fost cu echipiere la Oradea cu Lada Toliati. Da. Da. Am început împreună, am terminat împreună, da. Și continuăm împreună. Da. Asta este ce scris în viață și eu zic că lucrurile nu sunt întâmplătoare. Întâlnești oameni la moment potrivite, exact când trebuie și toate se întâmplă cu un scop în viață. Cel puțin din punctul meu de vedere așa s-a întâmplat. Toate s-au întâmplat cu un scop în viață, atât în viața de sportiv cât și în cea personală. Tu îți mai aduci aminte cum v-ați cunoscut? Cu Ana? Da. Da, când a venit la echipă, a mers în cantonament la mare. Da. Primul cantonament pentru ele săracele. Noi eram obișnuite, adică cel puțin... Eu eram deja de 6-7 ani aveam la Zalău, eram obișnuite și totdeauna când veneau cam un grup jucătoarele la Zalău, așa se făceau transferurile și era așa miră de el un pic, pentru că era un șoc, era altfel pregătirea pe care o făcea domnul Tadeș de ceea ce erau ele obișnuite cu alți antrenori. Totdeauna era un șoc și totdeauna în primele cantonamente se plângea și se... Da? Așa cum a zis Ana, eram un colectiv unit. Și ne trăgeam una pe alta, strângeam din dinți. Dacă era, plângeam împreună toate, dar mergeam mai departe. Și asta a fost și un mod în care ne-a unit cel mai mult pe noi ca fete. Cum ați trăit, spuneați, de începutul și de final? Vorbeam și eu de acea finală europeană cu Lada Toliati la Oradea, un duel memorabil și la nivelul băncii tehnice, Gheorghe Tadici, Evgenii Trefilov. Da. Cum ați trăit, practic, acea finală? Voi, o finală spre finalul carierei, pentru că... Cu aceleași emoții ca și cum a fost finala mea din 96, când a fost finala de debut. Cu aceleași emoții, cu aceeași încrâncenare, deși poate undeva luând echipele valoric eram mai slăbuțe ca și ele. Ele fiind, majoritatea erau campioane mondiale, erau vicecampioane olimpice, adică aveau față de echipa noastră care aveau mai multă experiență față de echipa noastră. Dar a fost foarte frumos și mă bucur foarte mult că n-a fost o diferență foarte mare de goluri între noi, ținând cont de valoarea care a fost pe teren. Era greu oarecum de remontat ceea ce s-a întâmplat în tur? Era, așa, asta, ele aveau o bancă mai lungă, noi eram câte eram, nu. Dar oricum, eu zic că chiar am făcut față. Era practic bine. Maximul din ceea ce putea obține Zalău. Echipa noastră la ora aceea, da. Ana, cum ai trăit finala? Ultima, erai oarecum conștientă că e ultima ta finală europeană? Sincer, nu, niciodată n-am gândit pe termen lung, am trăit momentul, întotdeauna eu am luptat atunci pe moment, indiferent cine a fost în față, vorba aia, de ce să plângă mama, mai bine plânge maică sa, deci da. N-avem mamă, n-avem tată și noi întotdeauna a fost așa, în teren, în teren, ne batem și pe urmă vedem ce se întâmplă. Numai că, din păcate, au fost momente când... Acum pot să zic liniște, am fost criticate că n-am dat maxim. Noi am dat maxim, nu știu ce s-a văzut din afară, dar asta este. N-avem ce să facem. Noi, din punctul nostru de vedere și din punctul meu, atât am putut să ofer, eu am dat tot, întotdeauna am dat tot în teren. Nu, atât cât s-a putut la ora meciului, totdeauna am dat maxim. Atât s-a putut, cât am putut, am dat. Au fost momente sau v-ați văzut nevoite în anumite momente să vă mobilizați jucătoarele mai tinere? Știi ce trebuie? Păi te zau, spun eu. Spune tu că i-am spus-o. Care mi-a zis-o. Da, mi-a zis-o așa foarte vagă. Da, din Islanda. Știi că am jucat atunci chiar în ăsta meciul de calificare. În Islanda am jucat ambele meciuri acolo și în primul meci pierdusem cu 7-8 gol, ceva de gen așa. Începuse repriza. Începuse al doilea meci, prima repriză nu ne ieșea nimica. Deci parcă eram, nu știu, nici cum, nu se leagă. Sunt momente din astea că nu se leagă în locul deloc. Sport. Acum toate, vestia ce să facem, adică era rușinos pentru noi ca să te elimine o echipă din Islanda, chiar dacă se jucau amândouă meciurile în Islanda. Era rușinos din partea noastră. Și vestiar, nu mai știam ce să facem. Noi uitam cu Ana.
nu mai știu care. Eu ți-am dat una și unul mi-ai dat. Am dus la Ana și dăm două palme. La pac-pac. Ana, dă și tu mie, pac-pac, am dat două palme una la altă, dar bine, palme așa, de asta. Celelalte mai tinere s-au uitat la noi așa. A fost un șoc pentru ele. Speriate pe moment, da. Pentru că au crezut a fost că un șoc, da. A fost un șoc pentru ele, da. A fost un șoc care a trezit echipa. Pentru că în a doua repriză, cu toate că pentru voi era un moment regizat, oarecum, pentru că nu... Să zicem, trebuia să facem ceva ca să, nu știu, ceva ce nu s-a mai făcut în vestiar, ceva, un șoc, pur și simplu să ducem un șoc în echipă. Nu-ți spun că deci au fost unele că au făcut niște ochi așa mari, s-au uitat la noi și ăștia ce-au pățit. Da, două de priză am intrat și am câștigat cu 12 goluri sau așa ceva, deci asta. Bun, și profesorul tău, deci după timp a aflat. Da, nu știe. Nu știe, dar după mult timp a aflat. Da, eu nu știu dacă... După mult timp a aflat. Bun, mă gândesc că nu s-a supărat din moment ce a ieșit bine până la final. Da, bine, asta era între noi, între fete în vestiar, au fost multe și astea, multe momente și noi când trezeam așa, că ai senzația că te superi că nu-ți iese jocul, ai o clachezi, mai un moment din ăla de, nu știu dacă să zic renunțare, dar parcă intri într-un impas din ăla că nu mai știi ce să faci în teren. Și atunci îți trebuie un șoc, altfel nu-ți revii, dacă nu ai un șoc emoțional. Bun, luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim în câteva momente. Am revenit cu partea a doua emisiunii Arena Sportivă, alături de mine în studioul Sălăjanul TV, două campioane ale handbalului feminin românesc, Ana Maria Șomoi și Valeria Motogna. Vali, noi am mai discutat în câteva rânduri și în edițiile anterioare, practic în emisiunile anterioare, despre ceea ce înseamnă cariera ta sau ceea ce a însemnat cariera ta. Am lăsat-o pe Ana înainte pentru a se prezenta în câteva cuvinte. Aș vrea puțin să trecem în revistă și acei ani în care ai început și ai practicat handbalul până la cel mai înalt nivel. Tocmai pentru a vedea părinții, copiii care se uită la această emisiune și pe care voi îi îndrumați și învățați tainele sportului pe semicer, cum se spune, să vadă ce exemple au în față. Am început în 92, în 1992, handbalul la Bistrița cu familia Găvan, profesorii Găvan. După aia, peste 2 ani de zile, la 14 ani, m-am transferat la Zalău. Cel care m-a adus a fost domnul Tadici. M-a văzut la un turneu final de junioare 3 era, în care cu Bistrița am câștigat medalia de bronz și pe urmă m-am transferat la Zalău. De aici a urmat o perioadă până în anul 2006, în care am câștigat o cupă europeană în 96, City Cup. Fiind cea mai tânără din lot, dacă nu greșesc. Da, cea mai tânără componentă a echipei. Și 3 titluri naționale. Plus 7, dacă nu greșesc, 7 de medalii de argint, de vicecampioane. Fiind o perioadă foarte bună în care Olchimu era la putere și nu prea avea cine să se bată cu ea, până cei 3 ani în care am câștigat noi. Și plus 1 în care a câștigat rolmentul. Plus a mai fost acel moment frumos, port drapelul delegației României în 2008 la Beijing. Și de aici perioada Olchim, în care și la Olchim s-a câștigat o cupă europeană, o cupa cupelor. S-a jucat o finală de Champions League în 2010, Olchim cu Viborg. Și urmând o reîntoarcere acasă în anul 2011. Din 2011 până în 2014, când am decis să mă retrag, a mai fost acea finală despre care am discutat, jucată la Oradea cu Ladea Toliati și
Mare cam atât. Sunt câteva cuvinte să zic o carieră de 23 de ani. O carieră impresionantă până la urmă, pentru că este cazul amândurora. Da. Vali spunea și Ana în prima parte a emisiunii de acea accidentare care a pus-o într-un moment de cumpăn în 2007. Știu că și tu te-ai confruntat cu astfel de momente. Aș vrea să vă întreb mai întâi pe tine, din punct de vedere psihic, cât de mult te afectează sau cât de mult este afectat sportivul în momentul în care află un astfel de diagnostic? Te afectează. Vrei, nu vrei, te afectează. Mai ales la mine, că a fost, eram într-un moment de vârf, eram urcare sportivă, eram. Venit o rupere de ligament la genunchiul stâng. Undeva, zic eu, și în urma supra-solicitării, fiind după o olimpiadă în care nu am avut pauză, n-am avut timp de refacere, venind de la echipa națională, am intrat direct în focul echipei Olchim, a venit undeva pe supra-solicitare, acea accidentare. Pe moment cazi, pentru că vrei, nu vrei, când îți vine câte un diagnostic așa, caz, orice om când primește o veste proastă legată de sănătate cade, dar încet, încet începi să accepti situația, accepti faptul că trebuie să treci printr-o operație, accepti faptul că trebuie să faci o recuperare destul de lungă, de 6-7 luni, care este dureroasă. Și, pe urmă, reintrare, lupta cu tine, cu tot ce ține de natură, de orice, ca să reintri în forma care ai fost înainte, sau cel puțin să încerci să atingi forma care ai avut-o înainte de accidentare. Este dureroasă, este o perioadă dureroasă, este anevoioasă, îți trebuie un psihic foarte tare ca să treci peste ea. Sunt care clachează în perioada de... Sunt sportive care clachează în perioada de recuperare după operație. Sunt care nu își mai revin niciodată la forma care a fost înainte de operație. Acum depinde de fiecare și de psihicul fiecăruia. Ana, sunt momente dificile, cum spune și tu, momente de cumpănă oarecum. Psihic, cât de mult te-au afectat? Pe mine nu m-au afectat deloc, sincer. Prima accidentare am avut-o destul de tânără, la 20 de ani, eram la Piatra Neamț. Vreau să vă zic că eu, după ce m-am recuperat, atunci am început să joc. Înainte, așa. Dar pe mine, din contră, mai tare m-a motivat să revin repede și să intru să joc, că nu puteam să stau. Trebuia să joc. Și după fiecare, cum zicea și Vali, da, într-adevăr, pe momente te dărâmă, dar eu niciodată nu m-am lăsat. Am luptat în continuare pentru că, de felul meu, sunt o luptătoare, indiferent. Cad jos, mă ridic și mergem mai departe. Ana, în 2014, după retragerea voastră, profesorul Tadici, într-un interviu acordat presei centrale, spunea că v-ați retras într-un moment de glorie, fără să așteptați oarecum solicitare din partea publicului, pentru că sunt sportivi care așteaptă și acel moment. Cred că și Valeria și eu ne-am gândit, am fost destul de cerebrale să ne dăm seama că după handbal există și o altă viață. Nu poți să trăiești doar din handbal. Noi am început să ne gândim un pic și la viitorul nostru, pentru că nu ți poate oferi nimeni, doar tu ți poți face. Părerea mea e că cel mai bine îți faci tu. Și atunci și ne-am și gândit că problemele de sănătate. Ne-am gândit, decât să le agravăm mai tare, mai bine reușim să ne retragem cât de cât pe picioarele noastre, să nu avem nevoie pe urmă de tot felul de tratamente și să avem probleme. Așa ne-am retras și cât de cât, după atâția ani și atâtea accidentări, suntem ok, alergăm cu copiii la antrenament, ne jucăm cu ei, facem plonjoane, să putem să mergem înainte. Și atunci a fost momentul când ne-am gândit, totuși mai există o viață după handbal și să nu ajungem să nu putem să ne bucurăm de viața. Vali, cum ți s-a părut, practic, acel moment, cum spuneam, Tadici? Da, a avut dreptate. A avut dreptate și, deși uneori am fost cărcotite, ca să zic așa, că ar trebui să ne retragem sau așa, dar noi două din mult aveam ideea în minte de retragere. Și a avut dreptate și ne-am ieșit cu capul sus, de pe teren, ceea ce, și pe ușa din față, ceea ce este foarte greu ca și un sportiv să, după o carieră impresionată, să ieși pe ușa din față. Adică este greu și este foarte important ca să ieși pe ușa din față și cu capul sus. Adică să nu ai regrete și să nu trebuia să o fac de mult. Să nu ai regretul ăsta că trebuia să o fac de mult.
Și apropo de ce zicea Ana, că arătăm plonjoane și la copii, că nu ne cunosc cariera și așa, una dintre fetițe, la primul antrenament, la unui contact, a luat o căzătură și așa și zic, o să-ți arăt ție câte căzături am luat noi. Și, bineînțeles, ajutată de tehnologia din ziua de astăzi, am pus pe YouTube, am pus meciul de ale noastre în care am arătat cum am picat eu, cum a picat Ana și a rămas așa de impresionată. Wow! Dar și tu așa de mare și ai picat? De asta că copiii încă nu cunosc. Normal că ne cunosc părinților, ne cunosc carierele și știu cine a fost. Copiii încă nu. Și vreau să zic că acum atât cu ei crește și noi în postura de antrenori. Și tot așa, formându-i pe ei, ne formăm și noi ca și antrenori. Este mai greu să fii antrenor? Practic să pregătești handbaliste? Ne place. Ne place. Și dacă vii și faci un lucru cu plăcere, nici noi nu ne dăm seama. Am momente în care nu-mi dau seama cum a trecut o oră. Pentru că tot timpul mai rămâne câte o chestie nefăcută sau nerealizată la un antrenament. Și acum înțeleg și pe domnul Tadiș când ne ținea la unele antrenamente mai mult, când tot timpul îi rămânea ceva. Acum chiar îl înțeleg. Chiar și acum face acest lucru. Da, știu. Dar și acum și mie. Și văd și eu că structurez antrenamentul pe hârtie și așa și tot timpul la fiecare, niciodată nu pot să-l duc la capăt și niciodată nu pot să realizez, pentru că din dorință, din plăcere, de a face, de, mai ales copiii, tot timpul se angrenează, sunt foarte receptivi, facem antrenamentele variate, tocmai ca să nu îi plictisim, să îi atragem, și copiii ne intră în joc, noi intrăm în jocul copiilor și așa repede trece timpul că de multe ori rămânem cu lucruri nerealizate. Vali, tot așa vreau să te întreb pe tine prima dată, ambele sunteți jucătoare emblematice pentru România, nu doar pentru municipiul sau pentru județul pe care îl reprezentăm. Dacă ar fi să facem o comparație între ceea ce a fost handbalul din perioada voastră, la nivel național, internațional, vorbim chiar și de acel argint obținut la nivel mondial, când am pierdut finala în fața Rusiei, dacă ar fi să facem o comparație între handbalul actual și cel jucat de voi. Da, din păcate, eu văd o scădere. O scădere destul de drastică. Destul de vizibilă, exact. Și destul de drastică și vizibilă. Aici se vede mult lipsa de experiență a jucătoarelor de la echipa națională. Aici mă refer la echipa națională. Nu știu, ne-am mai discutat asta, faptul că nu joacă foarte mult la echipele unde sunt, faptul că au adus multe straniere care le avem în campionat și este normal, plătindu-le, este normal să le țină pe el în teren ca să justifice banii pe care le dau. Se vede că nu mai avem tineret care vine din spate, de exemplu, n-am mai văzut jucătoare foarte tinere care să joace în campionat decât foarte rar. Unul dintre ele este Zalău, la echipa din Zalău care este. Dar dacă ne uităm în rest, decât să promoveze o tânără pe un post și să aibă răbdare cu ea să o crească, preferă să aducă una matură din altă țară și cu ea are rezultat mult mai repede. Aceste efecte se văd în echipa națională. Dacă ne uităm, ok, suntem într-o reconstrucție, am înțeles asta. Dar dacă ne uităm că echipa Austriei ne-a ținut piept, da? La două meciuri și ne-a ținut piept destul de bine. Ceea ce înainte nu se întâmpla, indiferent și dacă aduceai echipa a treia a României și intra în teren și juca, tot nu se ținea piept așa cum a ținut-o acum. Este părerea mea strict personală. Asta este efectul jucătoarelor străine aduse în campionat. Și faptul că nu mai creștem. Și faptul că nu mai vin nimic din spate de la cluburile sportive, decât foarte rar. Foarte rar vin răsare către o jucătoare. Sunt foarte puține cluburi care mai fac performanțe la nivel de juniare și de asta. Dacă ne uităm la structura grupelor pe juniare 1, 2 sau 3, sunt câte 4-5 echipe. Înainte erau 12, chiar dacă erau zonale. Și ai impresia, Vali, că este și o discrepanță destul de mare, vorbesc aici din punct de vedere valoric, între ceea ce se promovează acum de la centrele naționale sau ceea ce se promova în urmă cu 10, 20, 30 de ani. Da. Multe jucătoare care acum sunt titulare în unele echipe, poate atunci, fără falsă modestie, nu cred că avea loc în echipă. Ana, cum,
Cum ți se pare sau cum ar fi din punctul tău de vedere o comparație făcută între handbalul pe care l-ai practicat tu și cel actual? Din păcate nu văd ce le lipsește copiilor și jucătoarelor, copii, că practic încep de copii, plăcerea, dorința de a face, de a veni, de a face sacrificiu. Nu, sunt atrași de alte chestii, de internet, de... Deci nu mai există plăcerea aia să mergi, să te antrenezi. Eu țin minte că mergeam duminica dimineața, aveam antrenament la ora 7:30, înainte de meciul oficial al echipei mari. Mă trezeam la ora 6 și prin iarnă cu rucsacul în spate și mergeam la antrenament. Plăcerea asta vreau să o văd acum. Și din păcate asta nu se vede, adică asta trebuie să vadă și nu numai în sport, în orice. Din păcate a dispărut plăcerea asta și ne-am băgăm în așa, ca și precum cai cu ochelari, internet, telefoane și... Practic totul se face mecanic, nu se mai face din plăcere cum făceați voi. Da, și nu se mai folosește gândirea. Da. Nu mai gândim. Ne place să gândească altcineva pentru noi, să ni se spună ce să facem, cum să facem. Și asta... Eu mai am o speranță, nu știu, poate au fost niște generații care au fost așa, totuși mai am o speranță la nivelul de copii, dacă sunt educați altfel, educația începe de acasă, dacă sunt educați altfel, dacă sunt lăsați să gândească, dacă să nu fie numai executanți, să fie și gânditor a unor situații. Pentru că aici să-și gândește tot timpul. Fă aia, fă așa, du-te. Mai lăsăm copilul să-și gândească. Și să practic se înceapă de la o vârstă fragedă să se descurce. Exact, singur. Exact. Cum eram cu cheia la gât. Generația cu cheia la gât. Nu stătea nimeni după nostru să meargă, ne pune cu mașină, să ne ducă la școală sau să ne ducă de la școală. Asta. Și nu sunt obișnuiți să facă sacrificiu. Nu sunt obișnuiți. Și am văzut... Și la jucătoarele, am urmărit toate meciurile urmăresc și ăsta, văd așa o reținere. Nu sunt obișnuite să... Sunt foarte puține jucătoare care se sacrifică. Se sacrifică să arunce după minge, sacrifice să bage în fața uneia să facă faltă în atac sau să iasă, să se ia la luptă cu ea. Se vede... Ai un ochi care îl vezi și o vezi când se ferește, când vine la poartă sau o vezi când ezită sau o vezi astea... Astea sunt instincte care au fost dezvoltate de-a lungul timpului, ceea ce la noi nu prea au existat. Am făcut cu plăcere, ne-a plăcut ceea ce am făcut și ne-am sacrificat pentru asta. Probabil că de aici au venit și accidentările și toate celelalte care au venit. Exact asta spunea ta, deci în urmă câteva luni, jucătoarele din ziua de azi se uită mai întâi spre card și pe urmă spre terenul de joc. Dânsul acum fiind în ăsta știe mai bine partea cu cardul și așa, dar noi am avut perioadă foarte lungi de ani în care am trăit așa cu salarii. N-am jucat numai pentru bani. N-am jucat pentru bani și așa, și au fost salariile care au fost. Ne-am descurcat uneori mai greu, alteori mai bine, așa, au fost momente și momente. Nu știu dacă jucătoarele din astăzi ar trece prin anii care am trecut noi, la început de carieră. Da? Și nu știu dacă ar accepta să joace pe salariile pe care am jucat noi la începutul carierei. Ca să nu mai vorbim de condițiile care au fost. Condițiile care au fost atunci și... Pentru că acum pot să spun că au totul pe tavă. Spre deosebire de ce ați avut voi. Da, exact, spre asta. Și nu știu dacă și asta este un rău care le afectează cariera. Poate ar trebui un pic lăsate, exact, să gândească și să treacă prin perioadă mai proastă ca să vadă cum e când e bine. Ana, în 2005 ai fost și tu în Lotul României cu Tadiș pe bancă. Unul dintre cele mai importante rezultate, sau poate cel mai important din ultimii 40 de ani, chiar mai mult, cred că. Nu știu, putem da un pronostic cam în cât timp putem reedita un astfel de rezultat? Sau mai poate România obține o medalie la un campionat mondial? Urmează chiar acum, în luna decembrie, în Germania. Nu știu, sincer... Mă uit și văd tot felul de sportivi tineri și văd și fete și asta o să dureze ceva timp, din punctul meu de vedere. O să dureze până să conștientizeze ce înseamnă și să conștientizeze că, nu știu, nu-i văd ancorați la realitate, îi văd visători, te duci acolo, îți faci treaba,
vrei să faci așa ceva. Dacă te-ai hotărât să faci un sport, du-te și fă-l. Și fă-l cu plăcere și cu dăruință. Și atunci o să apară și rezultatele. Ce o să urmeze, o să mai dureze un pic. Din punctul meu de vedere, o să mai dureze puțin până o să avem din nou rezultate. Vali spune că ați urmărit, sau cel puțin tu ai urmărit meciurile din Liga Națională. Sunt convins că și Ana. Aș vrea să te întreb, din punctul tău de vedere, de ce există această discrepanță în ultimii ani? Există o favorită certă? A fost Baia Mare, a fost Olchim. Practic Olchim, Baia Mare, acum CSM București de câțiva ani. Restul oarecum se bat între ele pentru podium și celelalte locuri care urmează. Dacă ne uităm la componența echipelor care au fost lideri detașați, adică din start lideri, în afară de Olchim, în care a fost perioada cu domnul Tadici, când a fost 100% românce, românce, în rest au componență străină. Da, și atunci e normal, când aduci vârfurile din Danemarca, cum este acum CSM-ul, da, au adus din Norvegia, din Danemarca și restul, a adus-o pe Cristina, care e cea mai bună jucătoare la ora actuală, îți este ușor să defilezi în campionatul intern, care este destul de scăzut ca și nivel, dacă ne uităm. În rest, tot așa se mai detașează câte una, două echipe care mai au în componențe câte una, două straniere. În rest, nimic și plus mai vin investițiile la nivel de Consiliul Județene sau Primării și în funcție de susținerea asta. Este. Ce să zic? Aici banii de la București, adică bugetul de la București nu pot să-l compar cu bugetul de la Zalău sau bugetul de la Craiova sau oriunde unde. Asta din păcate s-a ajuns aici în funcție de buget să se facă și clasamentul. Mai avem câteva minute. În final aș vrea să vă întreb, pentru că sunteți îndreptățite să faceți și un astfel de comentariu, cum vedeți actuala echipă sau cum vezi tu Vali bronzul obținut în sezonul trecut, pentru că tot spuneam de rezultate, de performanțe. Da, a fost o medalie foarte muncită de fete și de domnul Tadici, meritată, pentru că au câștigat meciuri care trebuiau, meciuri care le-a adus... care le-a adus medalia. Le felicit pe această cale și mai ales le felicit pentru calificarea în turul 3 la Cupa IHF. Și să aibă multă baftă cu Hipoviena. Ana, în câteva cuvinte, ceea ce înseamnă HC Zalău de astăzi? Eu sper și îmi doresc să însemne HC Zalău din trecut. Îmi doresc foarte mult ca fetele să fie unite, să aibă încredere în ele, pentru că asta este cel mai important. Încrederea în ele și nu contează cu cine joci. Poți să joci și cu cea mai bună echipă adunată din lume. Te bați. Asta e cel mai important. Până la urmă contează forma de moment. Exact. Încredere în ele și să aibă baftă mai departe. Și noi o să încercăm să le susținem cât putem din spatele băncilor. Bun, eu vă mulțumesc pentru prezența în studio. Vă urez baftă în tot ce vă propune să faceți și de ce nu peste câțiva ani să vedem o handbalistă promovată la echipa de senioare. Și ne vrem să vă mulțumim și mulțumim Sălăgeanu TV pentru susținere și vreau să mulțumim părinților care au încredere în noi și își aduc copiii la noi. Și așteptăm un număr cât mai mare. Noi le oferim cele mai bune servicii din partea noastră. Mulțumim! Dragii mei, vă mulțumim că ați fost și în această seară alături de noi. Rămâneți în continuare cu programele Sălăjeanul TV. Până la o nouă întâlnire, să auzim de bine!